Bine v-am găsit, Capricorn. Voi face etalarea pentru sâmbătă și duminică și voi face relații. Deci nu voi mai folosi lunele. Lunele le voi folosi pentru luna plină și luna nouă. Acum voi face această evoluție a relației. Nu uitați că este o etalare generală. Deci, haideți să vedem pentru Capricorn. Stadiul relației voastre este soarele, fericirea. Cum, ce aduceți voi în această relație? Roata norocului, ce aduce partenerul vostru, speranța, cum percepeți voi relația, marele preot, cum percepe relația partenerul vostru. Deci, relația voastră se află în stadiul de fericire, strălucire, sunteți vizibili. Am zis eu, este o relație care este admirată de toți, iar voi vă simțiți admirați, vă simțiți bine în această relație. Întotdeauna, am zis, știți, vă stric așa puțin fericirea prin a vă spune că această arcană vă sfătuiește să vă ascundeți această fericire a voastră în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal, astfel încât să nu vă puneți această fericire la dispoziția celorlalți. Trebuie să rămână fericirea voastră. Acesta ar fi aspectul. Deci, bine că mai sunt și fericiți. În schimb, ceea ce aduceți voi în această relație s-ar părea că este roata norocului. Norocul, deci vă doriți acest noroc. Am putea spune că aducând norocul, trebuie să vă gândiți că nu este suficient numai să vă doriți să fie totul de perfect, să aveți cheia puterii, să aveți norocul. Am putea spune că este un moment în care trebuie să și vă gândiți că puteți să vă aduceți singuri norocul dacă sunteți, vă doriți ce este posibil legat de această fericire, vă doriți ce este adevărat, ce este corect, ce este drept, ce sunteți fermi, dar și prevăzători în această relație și, bineînțeles, poate să reprezinte și un moment în care trebuie să vă ascundeți scopurile, să nu le puneți la dispoziția celorlalți. Ceea ce aduce partenerul vostru în relație, aduce steaua. Este vărsătorul, dar este și speranța. Speranța ca totul să fie bine. Speranța să aveți o relație frumoasă, o relație fericită. Să continuați, să fiți în continuare fericiți. Clipele acestea să nu se să nu se încheie niciodată, este acea speranță, dar întotdeauna, la fel cum vine și la norocul, ceea ce își dorește Capricornul, am zice că această arcană arată că trebuie să fiți totuși drepți și corecți în această relație. În schimb, cum percepeți relația? Percepeți relația voi Capricornii prin Marele Preot. Marele Preot aduce, am zice, și autoritate, dar aduce și acea persoană care este ca un fel de mentor
El știe pasul următor, el cunoaște ce trebuie făcut. Percepția voastră în această relație este aceea de a trece totul prin conștiința voastră pentru a nu greși, pentru a reuși să fiți la înălțimea acestei cerințe a relației. Deci este un aspect destul de dificil. Poate să fie așa cum am spus și acea strălucire care această relație poate să și o, cum să spun, să ardă strălucirea soarelui. Deci acest mare preot este ca un fel de mentor care vă obligă să treceți totul prin conștiința voastră, să nu greșiți, să fiți tot timpul parcă sub această conduită. Aceasta ar fi percepția voastră. Percepția partenerului este împăratul. Împăratul dă autoritatea, este cel care cere supunere, cere ascultare, dar este și persoana care își protejează subalternii. Deci cere supunere, cere ascultare, dar dă și o protecție a partenerului. Este berbecul, împăratul. Această împărat, el întotdeauna știe calea dreaptă, el întotdeauna gândește ce pas trebuie făcut, deci percepția este pentru partenerul vostru. Cred că în această relație cineva este cel care este autoritar. Am zice că ambii priviți această relație ca pe o relație care nu vă mai lasă libertate. Dacă aici speranța aduce acea libertate, dorința de libertate, dorința de bine și roata norocului aduce această șansă, dar bineînțeles că ea nu arată dacă veți avea sau nu acest noroc pe care să vi-l aduceți voi în relație. Percepția este de o relație destul de, cum să spun, închisă, o relație care trebuie să își urmărească fiecare pas bine gândit. Sunt două persoane care cer acest lucru. Aceasta a fost etalarea pentru voi. Vă doresc numai bine.